Andreea? Andreea, mulțumesc! Nu o să ne petrecem Paștile în carantină totală în acest an. Președintele Iohannis a dezmințit zvonurile în această privință, însă a anunțat o nouă decizie privind carantina de noapte. Anunțurile au fost făcute imediat după ședința cu miniștrii de la Palatul Cotroceni. Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână din cauza numărului relativ mare de îmbolnăviri și restricțiile care sunt în vigoare vor fi păstrate, iar circulația pe timp de noapte, care este restricționată acum de la ora 23, va fi restricționată mai devreme, probabil începând de la orele 22. Și în final, un mesaj care cred că este important pentru mulți. Pot să vă spun foarte clar, dragi români, că nu avem în vedere un lockdown de Paști.